panică la Dosar România. Vedeți a doua parte din epidemia singurătății. O analiză cum nu s-a mai făcut despre influența COVID asupra sănătății mentale. Specialiștii spun că teama de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2, frica de a-și pierde familia, incertitudinea zilei de mâine, restricțiile sociale și mai ales izolarea de cei dragi au dus la creșterea numărului celor care s-au îmbolnăvit de anxietate și depresie. Cristina Țilică vă dezvăluie fețele nebănuite ale epidemiei singurătății într-un documentar de excepție, în premieră, duminică la ora 18, numai pe TVR1.